Salutare! Vreau să vă arăt pe PC-ul meu vechi, de aici din spate, 5 jocuri legendare din anii 2000 pe care le jucam cu toții la vremea respectivă. Pe PC-ul acesta, după cum vedeți, am o mulțime de jocuri, toate sunt de prin anii 2000, însă astăzi vă arăt 5 dintre ele pe care le consider printre cele mai populare și care ne-au făcut copilăria mai frumoasă. Și începem cu un joc cu mașini care a transformat Need for Speed într-o serie de top în industria gamingului. Chiar dacă seria NFS era deja cunoscută, odată cu lansarea lui Underground 2 a devenit super populară și apreciată. Ideea de open world, posibilitatea de a personaliza mașina după bunul plac și muzica... O să zic doar câteva nume. Snoop Dogg, Exhibit, Fat Joe. E clar. Toate acestea au făcut jocul un succes garantat. Primul lucru care îți vine în minte când te gândești la GTA Vice City sunt probabil codurile de arme și de viață. Distracția principală era să furi ce mașină vrei, să împuși tot ce prinzi și să încerci să reziști cu poliția pe urmele tale cât mai mult timp. Însă avea și un story foarte bun care te ținea aproape de monitor și o atmosferă retro care îi dădea un farmec aparte jocului. Toată lumea cunoaște acest joc de strategie care a făcut istorie. Au fost și alte RTS-uri populare la acea vreme, însă Red Alert 2 cred că a fost cel mai jucat de români și spun treaba asta pentru că frecventam sălile de calculatoare și asta am observat. Hero-urile dădeau panică totală, iar dacă voiai să distrugi baza inamică, îți făceai tancuri Apocalips sau Prisme. Nu avea cum să lipsească fenomenul Counter-Strike, care umplea internet cafeurile. Dacă nu aveai conexiune la internet, puteai să joci cu boți, dar cel mai interesant și distractiv era să joci în rețea cu prietenii, pe The Dust 2, Fizz Snow, CS Italy sau The Train. Aveam prieteni care nu jucau altceva în afară de FIFA. Iar cel din 2007 a fost unul din cele mai bune din serie. A primit îmbunătățiri mari atât din punct de vedere al graficii cât și al gameplay-ului, față de precedentele jocuri din serie. Cred că pentru toți fanii FIFA, cel mai interesant era să joci online, cu prietenii și cu echipele preferate, bineînțeles. No point to play it out. Sunt curios, care joc ți-a plăcut ție cel mai mult? Scrie în comentarii. Dacă a fost pe placul vostru acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Urmează și alte jocuri din aceeași perioadă, așa că rămâneți aproape, dați subscribe dacă n-ați făcut-o încă și ne vedem cu următorul video. Pa, pa!